Fii atent ce culoare frumoasă și-a păstrat. Mamă, ce bună e! Dacă respecti rețeta și nu ți-ai să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie. E exact ca mierea. Wow! Da, una, două lingurițe pe pâine, în ceai, cum dorești tu. Doar două? Da, pofticioșilor, din curte vin. Ia uite și tu aici ce minunății de floricele am colectat eu. Da, împreună cu copiii am strâns câteva păpădii. Mai exact, floarea de la păpădie. Iar ce vreau să fac cu ea? Ei bine, vreau să fac sirop de păpădie. În perioada aceasta, vracul Constantin mi-a dat ordin să fac sirop de păpădie, că el simte că are nevoie. Așa că m-am conformat. Hai să ne apucăm de pregătit siropul de păpădie după o rețetă originală testată și aprobată de oamenii mai deștepți ca mine. Ingredientele ce le am aici le găsești acolo jos în descriere. Acum, hai să gătim. Pentru rețeta ce urmează să o fac, am nevoie de 100 de grame de păpădii. Mai exact 110-120 de flori. Cam pe aici ar fi. Florile de păpădie se culeg doar în zilele însorite. De ce? Pentru că atunci fluorescența sau floarea e deschisă la capacitate maximă. Și noi avem nevoie de ea deschisă, nu închisă. Dacă ai să culegi când e norat afară, e bine, n-ai să te bucuri de minunățile astea ale naturii. Pe lângă frumusețea lor, păpădia în sine este o plantă cu numeroase proprietăți terapeutice, consumându-se atât rădăcina cât și frunzele, dar și florile. Păpădia ca plantă este un diuretic natural, îmbunătățește digestia și previne balonarea. Reglează tensiunea arterială și are rol hepatoprotector. Și asta pe lângă faptul că este un tonic extraordinar pentru organism. Ajută la întărirea sistemului imunitar, iar ceaiul de păpădie este recomandat la reducerea stresului. Plus alte zeci sute de beneficii știute și neștiute despre această plantă. Iar printre aceste beneficii se numără și faptul că cura de păpădie curăță sângele, plantă ce este benefică și celor care suferă de diabetul de tip 2. Acum acestea fiind spuse, mă duc cu ele de grabă să le clătesc, să le spăl bine, iar apoi să-ți arăt și ție ce urmează să fac. Hai, mă întorc de grabă și mai vorbim de păpădie pe parcurs. Gata și spălatul florilor, iată, am pregătită cratița, iau frumos floricelele, le pun în această cratiță, peste aceste flori am să pun și un litru de apă, așa e rețeta. Tu dacă vrei să faci mai mult, n-ai decât să dublezi. Pun aici, am să dau drumul la foc, vreau să le las să se facă lent, adică să infuzeze, să-și lase proprietățile în această apă. Iar până atunci să-ți mai spun câte ceva despre planta asta minunată, denumită popular poponeața găinii, ca să nu-i spunem mai natural. Dragilor, tot timpul m-am ferit să mănânc frunze de păpădie când eram mic. De ce? Pentru că mă ducea cu gândul la dosul găinilor. Iar acum când am crescut un pic mai mare, frunzulițele se regăsesc foarte bine într-o salată minunată. O salată plină de vitamine ce va vitaminiza organismul și așa slăbit după o iarnă lungă. Frunzulițele se culeg de tinere și conțin vitamine precum alfabetul A, B, C, D, inclusiv vitamina H, luteină, beta-caroten și elemente care ajută la, țineți-vă bine, pierderea în greutate, mai ales acum că venim după un paște la care am cam făcut abuz. Așa că nu uita de siropul de păpădie, că este recomandat celor care vor să dea kilogramele jos. Acum hai să mă întorc la ceaiul meu și să vă mai spun ce trebuie să fac. Ei bine, dragilor, din momentul în care începe să fiarbă sau se pregătește să fiarbă, am să mai las pe foc încă 3-4 minute să extragă din aromele astea și din beneficiile plantei. După care stai alături de mine și am să trăt pas cu pas totul de la vracul Constantin. Și la cum mi se șoptește în cască, da, ci că avem salcâm, avem soc, avem mentă, da, da, urmează rețete din ce în ce mai speciale de la vracul Costică. Hai, hai să lăsăm să fiarbă și să-ți arăt imediat ce urmează să fac. Deja dă semne că începe să fiarbă, iar din momentul acesta am să reduc focul spre minim și am să-l mai las încă 3 minute să fiarbă așa la foc molcum. Și dacă bagi nasul aici în cratiță, ai să simți un miros nemaipomenit de păpădie. Au trecut și cele 3 minute, am să opresc focul, acopăr ceaiul ăsta de păpădie, uite așa, și am să-l las să stea la infuzat 24 de ore minim. Și va rezulta o apă plină de beneficii. Ce rămâne de făcut decât fixez și eu cronometrul și ne vedem peste 24 de ore. O să treacă repede pentru voi, mai multișor pentru mine, dar rezolvăm noi. Gata și cele 24 de ore au trecut repede, așa e? Acum hai să-ți arăt ce urmează să facem. Am să iau frumos și am să le strecor. Pun sita în bol, pun o lingură să blocheze sita să nu alunece, na, fac și eu singur, și am să strecor florile de păpădie. Ce ceai concentrat de păpădie am obținut aici. Iau și apăs puțin pe ele să mai piardă din zeamă. Uite așa,
E valoros ceaiul acesta și ar și păca să pierdem din el. Acum iată cât de simplu fac eu acest sirop pentru familie. Iau zeama și o întorc înapoi în cratița de unde a venit. Dar de data aceasta, fără florile de păpădie. Uite așa. Și dacă vă întrebați pentru ce erau cele două lămâi, ei bine, am să vă zic așa. 1. Este pentru a stabiliza culoarea, adică acest sirop va căpăta o culoare mai uniformă, mai deschisă, ca o miele de albine. Iar pe lângă acest lucru, partea acidă de la lămâie nu va permite acestui sirop să cristalizeze. Așa că pun aici zeama de la două lămâi, undeva la 50-70 ml de zeamă de lămâie. Pun aici. Trec așa de colo-colo și deja se poate observa cum s-a deschis puțin la culoare. Dar voi veți observa mai bine imediat ce îl voi pune la borcane. Fără să te sperii, fără să te iei de mine, da, aici am 1 kg de zahăr. Am să pun exact 1 kg de zahăr pentru a transforma ce am eu aici în sirop. Acest sirop nu se mănâncă precum mierea de albine sau precum dulceața, ci se servește câte o linguriță, două. În fiecare dimineață, eu împreună cu familia vom servi din așa ceva. Vreme de, să zic, cam o lună de zile. Până atunci, hai să fac siropul. Așa că am să pun kilogramul ăsta de zahăr peste infuzia de păpădie. Pun aici. Am să las un foc moderat până când dă semne că începe să fiarbă, iar când începe să fiarbă, am să reduc spre minim și am să-l las să scadă până când voi obține consistența mierii de albine. Și am să spun exact cât timp am lăsat acest sirop, ca tu să știi estimativ ce ai de făcut. Gata, dragii mei, a stat exact o oră și 20 de minute, s-a redus foarte bine, arată nemaipomenit o culoare de senzație și hai să-ți arăt cum îți dai seama că e gata. Ai luat frumos puțin sirop, pui pe o farfurie câteva picături, în genul ăsta, și o pui așa. Dacă le vezi că nu o iau la vale, înseamnă că siropul tău este potrivit pentru a fi pus la păstrare. Adică am să pun acest sirop în borcanele sterilizate și am să le folosesc atunci când e nevoie. Iar acum ce rămâne de făcut, așa cum am spus, am să pun siropul în borcanele. Cu grijă, cu atenție să nu facem șotii, am să-l torn pe tot. După cum vezi, folosesc o farfurie de inox ca să nu cumva să am surprize cu borcanelele. Ia că au ieșit exact 5 borcane, le bag sub păturică, le uit așa vreo 3 zile și după vom desface un borcanel să vedem dacă e ce trebuie sau nu. Borcanelele acestea au fost sterilizate la 160 de grade timp de 15 minute. Apoi le-am scos, ele sunt fierbinți și se vor închide hermetic. Iar în felul acesta se va păstra siropul foarte bine, drept urmare îl puteți pune pe raft în magazie și să-l aveți și pe perioada iernii, iar când îl desfaceți, îl puneți frumos la frigider și fără nicio problemă puteți consuma liniștit acest sirop. Fie că e vorba de ceai la micul dejun sau cine știe, poate vrei o felie cu unt și cu această minunată miere de păpădie. Am iau mânușa și le închid bine. Așa cum am spus, am plicat cu ele sub păturică și ne vedem când se răcesc. Știți cum se spune, cura asta de păpădie a venit la fix. Acum, după sărbătorile de Paște, ei bine, o cură cu sirop de păpădie ne va scăpa de ficatul gras de rață. Așa că vraciul Constantin mi-a sugerat să încep tratamentul cu sirop de păpădie. Sau mai bine spus, miere de păpădie. Haideți să vedem ce a ieșit din minunatul sirop de păpădie, dacă e la gust cum trebuie, căci beneficiile le vom vedea mai târziu, după vreo lună de zile. Hai să gust, să vă spun și vouă cum a ieșit. Ia uite ce frumos curge, fii atent ce culoare frumoasă și-a păstrat. E exact ca mierea. Fii atent aici ce bine arată. Și hai să văd dacă e ce trebuie sau nu. Wow! Cei mici ai mei cu siguranță vor fi încântați de această minunată miere de păpădie. Mamă ce bună e! Mamă ce bună e! Aș putea zice că se simte polenul de la păpădie, se simte și ușor lămâia. Foarte, foarte interesantă și cu siguranță cura aceasta cu sirop de păpădie va fi una ușoară, căci ne este permis la dulce. Dragii mei pofticioși, dacă ați sărit calul de sărbători, ei bine, Doamne, Doamne, ne-a dat ce trebuie. Ne-a dat păpădie din plin, toată înflorită acum exact cum trebuie, nu rămâne altceva de făcut decât să te duci, să culegi și tu vreo 100 și ceva de floricele și să faci acest sirop. Deci, mare atenție, căci vă ameninți cu bunătăți de la vracul Constantin. Acestea fiind spuse, dragi pofticioși, nu uitați să faci această rețetă, cu siguranță va fi ceea ce trebuie, iar până data viitoare când ne vom revedea cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi flămând de amintiri și mereu pofticios. Eu am plecat să pornesc cura cu păpădie. Da, una, două lingurițe pe pâine, în ceai, cum dorești tu. Mamă, ce bine arată! Doar două? Duce așa un pic cu perteaua de gutui. Ce bună e!